Vreau să dau și o veste bună, nu avem și români de succes și vă dau exemplul româncei care a strâns o avere uriașă, 800 de milioane de dolari. Este vorba despre doamna Anastasia Soare, supranumită și regina sprâncenelor, și acum a rupt toate topurile, doamnelor și domnilor, să vedem. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear, the world better prepare. Regina sprâncenelor este cea mai bogată femeie din România și a strâns o avere impresionantă. Anastasia Soare are 67 de ani și la finalul lui 2023, potrivit Forbes, era cea mai bogată femeie din țară, cu o avere de peste 800 de milioane de euro, scrie prosport.ro. Știu.